Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a făcut o analiză privind stadiul la zi a lucrărilor la drumurile județene din Județul Suceava. Șeful administrației județene a arătat că în anul 2019 s-au modernizat majoritatea drumurilor județene afectate. Este vorba mai exact de 177 de kilometri pe 37 tronsoane de drum. Fondurile alocate provin din trei categorii de surse de finanțare. S-au realizat obiective de investiții și s-au executat lucrări de reparații asfaltice și întrețineri curente din fondurile Consiliului Județean Suceava și lucrări cu finanțare PNDL. S-au realizat covoare asfaltice pe 28 tronsoane, însumând 115 km. Este vorba despre Panaci, Breaza, Stulpicani, Gălănești, Mălini, Straja și Brodina. Județul Suceava are 5 drumuri modernizate, 27,1 km, prin lucrări de investiții la Tulpicani, Gemenea, Slătioara, Pleșa și Solonețul Nou. Cu finanțare prin PNDL au fost executate lucrări la patru drumuri, 35,4 km, la Boroaia, Slatina, Panaci, Glodu și Vulturești, Hârtop. Șeful administrației județene a arătat că mai sunt în așteptare pe procedura de licitație încă 127,4 km de drumuri, cum ar fi cele de la Coșna sau Bilcam pentru axa strategică Suceava-Iași, pe tronsoane care includ Suceava-Ipotești, Bosanci, Udești, Liten, Dolhasca, până la limita cu județul Iași și Suceava, Moara, Frumoasa, Liteni, Moara, Zaharești, Stroiești, Costâna, până la Dărmănești, Consiliul Județean Suceava a aprobat și va suporta majorarea valorii investiției cu peste 70 milioane lei. După ce nu s-a prezentat nimeni la licitație, procedura urmează a fi reluată. În cel de-al doilea mandat al președintului Gheorghe Frutur au fost modernizați peste 350 km de drumuri județene, ceea ce înseamnă peste o treime din rețeaua de drumuri județene. Sper să fie finalizați fără întârzieri și cei 127 de kilometri care sunt în procedura de licitație, a declarat Gheorghe Flutur. Acesta a arătat că deși guvernul nu a fost deloc prietenos cu județul Suceava în alocarea de fonduri pentru drumuri, administrația județeană a reușit să reabiliteze o mare parte din drumurile județene afectate.